Bine v-am regăsit! Înainte de a vedea acest material, vă recomand să urmăriți clipul Expansiunea Universului, găsiți linkul în descriere, pentru că în felul acesta veți înțelege mai ușor și mai bine ceea ce vreau să spun în acest material. În acel clip am arătat că astronomii și astrofizicienii nu doar că au reușit să arate că Universul este în expansiune, ci au reușit să găsească și rata de expansiune a Universului, adică o formulă care ne permite să calculăm cu ce viteze se îndepărtează de noi galaxiile care se găsesc la o anumită distanță. Dar oare această rată de expansiune a Universului a fost aceeași și acum milioane de ani și acum miliarde de ani? Ei bine, n-a fost și tocmai despre asta vreau să discutăm azi. Când a avut loc Big Bang-ul, marea explozie, materia a fost împrăștiată în toate părțile, odată cu spațiul, într-un fenomen de o violență care depășește cu mult capacitatea noastră de a ne imagina. Totul s-a întâmplat asemănător cu o explozie și am folosit intenționat termenul de asemănător, pentru că, de fapt, Big Bang-ul n-a fost o explozie, ci a fost apariția, practic instantanee, a unui spațiu-timp, a spațiului și a timpului, cu un spațiu într-o expansiune formidabilă. Teoria relativității ne arată că spațiul și timpul nu sunt decât două aspecte ale aceluiași lucru, spațiu-timpul. Iar acest spațiu-timp este un produs al materiei, tot așa cum de pildă un câmp electric este un produs al sarcinilor electrice. După Big Bang, atracția gravitațională a început să frâneze această expansiune. Expansiunea a fost inițial foarte violentă, dar atracția gravitațională a început să încetinească și multă vreme s-a crezut că acest fenomen continuă și în ziua de azi. Dar în anii 90, astronomii au găsit o metodă foarte precisă de a măsura distanțele, mult mai precisă decât metodele care existau până atunci. Ea se bazează pe un anumit tip de explozii ale stelelor, explozii numite supernovă de tip 1A. Stelele care produc acest tip de explozii au toate aproape exact aceeași masă în momentul în care explodează. Cum e posibil așa ceva? Fenomenul se petrece în sisteme stelare duble, adică două stele care gravitează una în jurul celeilalte la distanță mică. Dacă una dintre stele este o așa numită pitică albă, adică ceea ce rămâne din majoritatea stelelor atunci când se opresc reacțiile termonucleare, iar cealaltă este o stea care pierde substanță din diferite motive, atunci pitica albă acaparează prin forțe gravitaționale o parte din substanța pierdută de perechea ei și își mărește treptat masa. Se poate calcula că atunci când ajunge la o masă de aproximativ 1,44 de ori mai mare decât masa Soarelui, reapar brusc reacțiile termonucleare, practic în toată masa piticii albe, reacții termonucleare în care carbonul și oxigenul se transformă în elemente chimice mai grele. Acest proces este extraordinar de violent și degajă atât de multă energie, încât temperatura în pitica albă ajunge în câteva secunde la miliarde de grade, iar steaua explodează, devenind de miliarde de ori mai strălucitoare decât Soarele pentru câteva săptămâni. Ca să vă puteți face o idee despre violența acestor explozii stelare, puteți vedea resturile unei supernove de tip 1A din galaxia noastră în această imagine, resturi care se găsesc cam la 16.000 de ani lumină de noi. Iar explozia a fost vizibilă pe cerul Pământului cam cu 2500 de ani înainte de Hristos. Deoarece masa la care se produce o explozie de tip supernovă 1A este aceeași în toate cazurile și mecanismul de reacție de asemenea este cam același, acest tip de explozie stelară produce întotdeauna aceeași cantitate de lumină. Acest lucru ne permite să măsurăm foarte precis distanța până la steaua care a explodat,
Și odată cu ea și distanța până la galaxia din care face parte steaua respectivă. Da? Ați auzit bine? Aceste explozii produc atât de multă lumină încât pot fi văzute și dacă au loc în galaxii foarte îndepărtate de noi. În imagine puteți vedea o astfel de explozie care a fost observată în anul 2014 în galaxia cu număr de catalog Messier 82 și puteți compara imaginea galaxiei din decembrie 2013, când încă explozia nu se putea observa, cu cea din ianuarie 2014, când se vede supernova. Folosind această metodă foarte precisă de măsurare a distanțelor până la alte galaxii, chiar dacă sunt îndepărtate de noi, și comparând distanța respectivă cu viteza cu care se îndepărtează de noi galaxiile respective, două echipe de cercetători internaționale, de astronomi și astrofizicieni, au descoperit independent una de alta la sfârșitul anilor 90 că expansiunea Universului nu încetinește, ci dimpotrivă accelerează. Datele pe care le avem azi arată că până acum vreo 4 miliarde de ani, într-adevăr, expansiunea a fost încetinită, dar de atunci a început să accelereze. Și cea mai bună explicație pe care o putem găsi pentru acest fenomen este existența unei, cred că ați ghicit, energii negre sau energie întunecată, care ar produce o forță de respingere asupra materiei, o forță de respingere între corpurile cosmice, opusă forței gravitaționale. Această energie neagră, arată calculele, trebuie să reprezinte cam 70% din energia totală a Universului ca să poată explica această accelerare pe care o putem măsura a expansiunii Universului. Nu știm ce este energia neagră și, ca în cazul materiei negre, cunoaștem doar faptul că ea nu interacționează cu undele electromagnetice, pentru că altfel am putea să o observăm. O posibilă explicație ar fi următoarea. Conform mecanicii cuantice, vidul nu este echivalent cu nimicul. Datorită principiului de nedeterminare, fiecare punct al vidului, al spațiului în general, poate să prezinte așa numite fluctuații cuantice, adică poate să aibă la un moment dat o energie diferită de zero. Și suma tuturor acestor energii din toate punctele spațiului ar fi ceea ce se numește energia vidului sau energia spațiului. Deoarece volumul Universului crește prin expansiunea lui și această energie a spațiului crește în timp. Dar termodinamica ne arată că dacă un sistem termodinamic își mărește volumul, atunci el efectuează lucru mecanic. Și asta ar însemna că dacă un recipient în care avem vid își mărește volumul, energia din interior să scadă. Dar ceea ce observăm noi este opusul. Această energie întunecată ar trebui să crească în timp ca să explice efectele pe care le observăm și singura explicație este că, într-adevăr, ea produce o presiune negativă, adică produce forțe care încearcă să împrăștie materia spre deosebire de gravitație, care produce forțe care încearcă să apropie materia, substanța. Din păcate, această simplă explicație nu este confirmată de datele experimentale. Dimpotrivă, calculele făcute cu ajutorul mecanicii cuantice arată că, de fapt, această energie a vidului, a spațiului, ar trebui să fie incomparabil mai mare decât ceea ce observăm noi prin acest efect asupra ratei de expansiune a Universului. Există, bineînțeles, și alte ipoteze, de pildă că energia neagră ar fi alcătuită din niște particule pe care nu le cunoaștem încă sau de un câmp cu proprietăți speciale care umple întregul univers. Deocamdată nu avem observații care să confirme definitiv niciuna dintre aceste ipoteze. În final, mai vreau să vă spun că poate nici materia neagră și nici energia neagră nu există.
Se știe că teoria relativității generale n-a fost infirmată până acum de nicio observație sau de niciun experiment, dar dacă fenomenele care au dus la ipoteza materiei negre pe de o parte și a energiei negre pe de altă parte, arată tocmai că teoria relativității generale nu poate fi aplicată la o scară foarte, foarte mare. Nu mai funcționează la această scară. Dacă teoria relativității generale este doar un caz special al unei teorii mai complicate, atunci n-ar mai fi poate nevoie nici de ipoteza materiei negre și nici de ipoteza energiei negre. Viitorul ne va da răspunsul. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!